Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la cel de-al cincilea episod al Paulina Podcast. Paulina Podcast, după cum bine știți deja, este o inițiativă în memoria Raluca Ana Medeșan, o continuare de fapt a proiectului Școala de Vară Paulina, care s-a întâmplat anul trecut în august și sperăm să continue și anul acesta. Este primul episod de podcast pe care îl facem anul acesta, în 2022, și alături de mine am un super invitat despre care aș vrea să vă povestesc eu, dar am decis că mai bine o să-i las pe alții să povestească și vă voi arăta acum un videoclip. Acum aproape 20 de ani am cunoscut o fată excepțională, așa cam cum îmi doream și eu să fiu. Structurată, știa foarte bine ce are de făcut, ce își dorește și punea în aplicare absolut toate lucrurile acestea. Fast forward, 20 de ani mai târziu, Oana, îți mulțumesc pentru că mi-ai arătat de foarte multe ori ce înseamnă să fii profesionist, ce înseamnă competența, ce înseamnă să înveți și să evaluezi pentru învățare, ce înseamnă să construiești comunități și mai ales niște relații care să fie ziditoare. Ești acel om la care mă gândesc de câte ori am vreo idee de pus în practică sau poate o problemă la care nu îi găsesc rezolvarea. Pentru că știu că poți să te uiți într-un fel aparte la ceea ce este nevoie de făcut. Mulțumesc! Oana este profesorul pe care și-l dorește orice student, trainerul pe care și-l dorește orice cursant, specialistul pe care și-l dorește orice ONG. Pentru mine, Oana înseamnă omul cu semințe bune pentru fiecare pământ roditor, pentru fiecare inimă deschisă și pentru fiecare minte disponibilă să învețe. Omul deschizător de drumuri și dătător de sensuri. Oana este omul care știe și face multe pentru educație, copii, părinți, profesori, studenți, pentru noi toți, pentru comunitate. Cu pasiune și multă pricepere, te însoțește în cele mai profunde lumi educaționale și pe cele mai nebătătorite cărări pedagogice. Iar pentru toate acestea și mai ales pentru că ești, îți mulțumim, Oana. De la tine știu că oricine poate învăța, oriunde și tot timpul, și mai știu că învățarea este un proces individual, la fel ca mântuirea. Continuă să faci bine și să schimbi lumea, pentru că noi credem în tine și în abordarea om cu om. Am cunoscut-o pe Oana când încă eram copil și pe când ea încă nu avea 4. Întâmplarea și viața mi-au dat prilejul de a crește în aceeași bulă cu ea, personal și profesional. M-a susținut să profit de oportunitatea de a studia în programul de double degree în Danemarca și a acceptat să-mi fie coordonator de licență. Oana e dintr-o bucată, cum îmi place mie să zic, e ădur și un suflet uneori prea mare. Îi mulțumesc că există și că lucrează la proiecte cu impact pentru educația din România. Bună seara, Oana! Bună seara! Foarte emoționant și neașteptat! Despre asta nu ți-am povestit înainte să intrăm live. Am vrut să fie o surpriză și mă bucur că a avut efectul emoționant propus și dorit. Cum ești? Ce faci? Bine, tocmai îți spuneam să nu mă faci să plâng în podcast pentru că trag după o răceală care s-a lăsat pe ochi, ca să mă exprim așa. Dar fac bine, suntem în examene, am dat examene și ieri și astăzi cu studenți, sunt foarte încântată de creșterea lor, așa că sunt într-o fază foarte bună și îți mulțumesc pentru invitație și pentru că suntem împreună în povestea Paulina cu toate ramificațiile ei. Exact. Și Paulina pare că se ramifică din ce în ce mai tare. Cu ce aș fi vrut eu să încep și dacă ar fi fost să fac eu introducerea ta, aș fi spus că în timp ce căutam date despre tine, detalii, povesteam cu oameni ca să pot să fiu documentat în seara aceasta și să prezint ceea ce trebuie, mi-am dat seama că
abordarea ta asta om cu om poate să vină și de la inițialele tale și cred că de acolo a pornit inițialele tale Oana Moșoiu om. Și mi se pare foarte, foarte frumos pentru că, într-adevăr, ești un om minunat și mă bucur foarte tare să te am alături de mine în seara asta. Prima rubrică sau primul lucru pe care îl fac aici la Paulina Podcast alături de invitații mei este să le povestesc despre cum eu am crescut într-o școală în care să vorbești neîntrebat era cumva deblamat și nu era neapărat un lucru pozitiv. Și pentru că eu am suferit cumva de lipsa vorbitului neîntrebat, o să vă ofer vouă, invitațiilor mei, cadoul ăsta, 30 de secunde în care să ne poți spune ceea ce dorești tu. Bun, și eu sunt un copil care cam vorbea neîntrebat. Acesta este marele meu atu, care m-a făcut om în sensul exprimat. Da, am fost foarte vorbăreață și ca să nu mă plictisesc la școală, puneam întrebări, eram foarte participativă, ceea ce pe vremea aceea nu știu dacă se numea așa. Cert e că la un moment dat profesorii îmi spuneau să nu mai pun atâtea întrebări, să mai las și pe alții. Dar am fost tot timpul o fire care a învățat foarte acțional. Nu am reușit să învăț tot ce lave și uneori invidiez pe cei care reușesc să învețe așa mai în alt mod. Eu am învățat prin acțiune, prin implicare, prin punere de întrebări, prin dileme, prin a contesta uneori. Asta sunt eu. Cred că sunt un profesor bun. Îmi place să cred că această calitate principală a mea de profesor este și cea pe care eu o îndeplinesc poate cel mai bine în folosul studenților mei, pe care îi tratez ca viitor profesioniști și ca viitor colegi, de fapt, în domeniu. Și atunci îmi doresc să am cei mai buni colegi și, în mod normal, îi pregătesc să fie buni. Și sunt mamă, sunt trainer și e iar un tip de rol care îmi place foarte mult. Și sunt prietenă și asta cred că e ceva ce am descoperit anii aceștia care ne-au ținut mai departe unii de alții. Ce înseamnă puterea comunității micuțe, a prietenilor, a bulei, cum spunea Ioana mai devreme. Și mă bucur să am în jur prieteni cu care împărtășim valori și profesionale, educaționale și valori personale. Nu știu, sunt 30 de secunde, nu-i așa? Mai lăsat mai mult. Da, cred că dacă te-aș fi lăsat mai mult, ai fi vorbit mai mult, dar ai subliniat exact ceea ce trebuie și mi se pare că te-ai introdus, practic, n-ar fi trebuit eu să mai fac nimic. Minunat, bun. Prima poveste pe care aș vrea să o avem împreună este legată de ultimul proiect, cel mai recent proiect lansat în memoria Mralucana Medeșan, și anume Bursa Profesorului Digital. Aș vrea să povestim oamenilor cum a pornit proiectul și unde dorim să ajungem cu el. Și o întrebare pe care aș avea și pe care aș avea-o și aș vrea să te întreb este: de ce învățare digitală? De ce profesorul digital? Dacă îmi dai voie să încep așa cu un fel de intro, vreau să spun că în primul rând este că, fiind aproape de ceea ce înseamnă Paulina Universe, Metaverse și Paulina Universe, sunt foarte impresionată de faptul că noi, ca și comunitate de prieteni în jurul Ralucăi, am reușit să ducem asta atât de departe. Eu și Raluca am fost foarte apropiate. Aici, în acest birou, chiar anul trecut, prin ianuarie, ne întâlneam să lucrăm la ceva, scriam împreună ceva. Acel articol la care am lucrat a fost prezentat la o conferință cu ea, In Memoriam. Și vreau să vă spun că prin nenumăratele noastre conversații despre multe lucruri în educație, niciodată n-am vorbit despre moartea noastră și n-am vorbit despre un fel de legacy, nu? Sau cum se cheamă, ceea ce rămâne după noi. Sigur că avem această stare de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte pe care o trăiește generația aceasta, care e tânără foarte mult timp, care nu are riduri, care între 40 și 50 de ani face cele mai minunate lucruri și așa mai departe. Și cumva dispariția ei așa foarte cumva bruscă, deci cumva neînchisă pentru mine personal, acum o să vorbesc despre mine, pentru că fiecare a trăit moartea ei în foarte multe feluri diferite. Pentru mine Raluca este un om care într-o zi a plecat la spital și apoi o lună de zile mai târziu
ne-am întâlnit la biserică și da, am un fel de neterminare a acestei relații pe care o închei așa, făcând aceste lucruri în memoria ei. Se pare că nu sunt singură, de vreme ce lucrurile au primit o consistență foarte, foarte bună, adică și ce s-a întâmplat cu școala de vară și lucrurile care s-au așezat pentru bursa aceasta. Așadar, sunt extraordinar de încântată că facem asta și faptul că reușim să trăim ceea ce la Luca cumva era, această bucurie și această spontaneitate de a face lucruri, de a le pune în acțiune și făcând asta o simt în continuare alături de noi. Ce este bursa profesorului digital? Îmbină încrederea și dragul de profesori care fac lucruri la clasă fără să aibă nevoie de foarte multe stimulente, de foarte multe reglementări, de foarte multe reforme, de alinierea planetelor, de schimbarea miniștrilor sau eu mai știu ce chestiuni. Deci sunt acei profesori care se duc în fiecare zi la sala de clasă și fac lucruri. Și sunt și înaintea vremurilor, este hashtag-ul pe care noi îl folosim la Finish Teacher Training Center, unde sigur este un proiect în care continuăm să funcționăm. Îmbină sprijinul digitalizării, pentru că Raluca lucra în acest domeniu împreună cu Dragoș Apostu în proiectul lor și compania lor, de fapt este o mică companie, Profesorul Digital, cu acest logo, de fapt, Profesorul Digital, și cu formarea Ralucăi, care lucrase la Microsoft, fusese acolo implicată în multe proiecte de e-learning și dezvoltase o rută de carieră pentru ea în această zonă a digitalizării educației. În 2020 încheiase cu succes cu Teach for Romania Academia de Pedagogie și Leadership, care fusese în format digital sub coordonarea și a Ralucăi într-o companie mai mare. De asemenea, trebuie să spun că eu și Raluca proiectasem un alt program de formare și gândeam un program de formare pentru proiectul Rose și chiar sper să se întâmple și din tot sufletul meu vreau ca acest lucru să se întâmple. Proiectasem, făcusem designul, structura unui astfel de program. Deci eram foarte mult în ideea că educația și digitalizarea au un viitor, iar pandemia nu a făcut decât să accelereze ceea ce deja de câțiva ani se întâmpla, dar foarte greu și fără mult stimulent ministerial, pentru că nu era acest context al pandemiei care să forțeze. Și atunci, pentru că am vrut ca cineva să primească sprijin când are această inițiativă, s-a creat această bursă Profesorul Digital, care beneficiază și de o sumă destul de mare, spun eu, o sumă considerabilă de 10.000 de lei pentru a dezvolta o aplicație sau o resursă educațională care să fie centrată pe elev, deci să fie specifică unui principiu legat de centrarea pe elev. Și spun asta pentru că de multe ori resursele de predare, învățare digitale, mai degrabă ușurează viața profesorilor. Ele sunt mai degrabă resurse de predare care facilitează felul în care profesorii își transmit conținutul. Iar noi aici vrem să punem accentul pe ceva care facilitează învățarea la elev și care este legată de cum implicăm elevii atunci când ei stau în fața ecranelor, fie că sunt în sala de clasă și folosesc tehnologia în clasă sau sunt acasă într-o învățare de tip online, la distanță, cum o numim, forțată uneori de contextul pandemic. Deci cam aceasta ar fi contextul și povestea acestei burse. Vrem să dăm timp ca cea sau cel sau echipa, pentru că am lăsat foarte multă flexibilitate. Practic o facem pentru că vrem noi și vrem să o facem să ne fie drag, fără multă forțare, fără mult formalism. Să existe acest timp din februarie până la școala de vară din august, care se va întâmpla negreșit, iar acolo să o prezinte, să o folosească cu elevii de la școala de vară, cu participanții de la... Îmi vine să spun Paulina, dar sunt cel, știi, adică am putea să-i numim. Să redenumim statul. Paulina. Da, iată o idee. Da, deci cam asta e, cam așa vedem noi parcursul acestei desfășurări și această echipă sau această persoană care va lua această bursă va fi sprijinită de noi, pentru că ne-am pus la un moment dat întrebarea dacă vor abandona, ce ne facem, fug cu banii, fug cu ideea. Nu e asta stresul nostru.
Stresul nostru e să nu abandoneze pentru că se simte neajutorat sau nu poate duce la bun sfârșit. Dar în jur există foarte mulți oameni, inclusiv eu, evident, care ne punem un picuț de timp ca să sprijinim această persoană în crearea acestei resurse. Și pot să vă spun că deja avem 20 de aplicații și wow, noi vom continua promovarea în zilele următoare. Nu pot să vă dau niciun fel de detalii, dar sunt 20 de aplicații și mi se pare foarte bine pentru că avem de unde alege. Și cine știe, poate și pentru celelalte idei care ne vor plăcea, vom găsi soluții. Ne gândeam și vorbeam în grupul nostru mai extins cu Elena Lotrean, cu Radu Seichei, cu Ioana și așa, că poate ar fi frumos că dacă ideile sunt bune, anumite companii le-ar putea sprijini, deci s-ar putea crea, ar fi câteva idei de valorificat în mai multe direcții, astfel încât cei care iată au aceste inițiative și vor să creeze resurse valoroase să fie sprijiniți. Mm-hmm. Și asta este foarte important într-un program de genul, să simtă participanții că chiar primesc sprijin. Și știu că și Raluca punea foarte mult accent, fiind un adevărat sprijin pentru fiecare dintre noi, da, de multe ori. Vreau să te întreb, care este calendarul bursei? Ce se va întâmpla în perioada următoare? Cum veți lua decizia și care sunt următorii pași? Aplicația mai este deschisă până la 31 ianuarie, după care dorim să ne luăm cam 20 de zile de analiză, să stăm, să ne uităm pe delete, poate să adresăm întrebări aplicanților, să urmărim un pic activitatea lor, să vedem ce fac și cum anume sunt ei conectați cu această idee, să vedem cât de serioși sunt și cât de deciși sunt să ducă proiectul la bun sfârșit. Să nu ne încurcăm reciproc, să zic așa. Și vom juriza în trei, sunt eu, este Maria Gheorghiu de la Asociația Ovidiu Ro, care se va uita cu precădere spre sfera incluziunii. Eu mă voi uita cu precădere în direcția educațională, pedagogică, legată de obiective de învățare, conținuturi, sarcinile de lucru pe care le implică o astfel de aplicație, cum anume sunt conectate de atingerea unor competențe. Și desigur Dragoș Apostu pe componenta digitală, care sigur se vadă din perspectiva funcționalităților digitale și el vine și cu un sprijin pe partea de digitalizare. N-am vrut să facem un juriu foarte mare, ideea ar mai fi fost, dar ne-am gândit să nu fie un proces decizional neapărat foarte complicat. Cred că vom apela și la alți colegi, ca un fel de, dacă vreți, un peer review între juriu, dar probabil pe un short list, adică să rămânem cu câteva proiecte din care să nu ne putem decide noi și să mai luăm niște ochi și o minte mai proaspătă care să le vadă de la distanță și poate să ne ajute să facem o selecție din lista mai scurtă. Cam așa vedem lucrurile, iar la finalul lui februarie să anunțăm câștigătorul, să mai facem un live alături de câștigător pe această pagină și apoi să-i dăm acest timp să lucreze, să testeze la clasă. E și perioada anului școlar, deci o perioadă favorabilă. Peste vară mai rafinăm, mai lucrăm și apoi la școala de vară am vrea să fie aplicația completă și să vorbim despre un nou produs digital, educațional în spațiul de resurse educaționale. Doamne ajută! Eu chiar cred că va ieși o poveste foarte frumoasă din asta, cum fiecare poveste, Paulina, de fapt are un rezultat frumos și nu mi-am făcut niciodată griji, dar vă urăm mult succes, mult spor, să luați decizii înțelepte și să câștige cel mai bun. Și le reamintesc celor care ne ascultă că orice întrebare au în legătură cu Bursa Profesorul Digital ne o pot adresa în secțiunea de comentarii, într-un e-mail la școalapaulina@gmail.com sau pe paginile noastre Facebook, Instagram și vom răspunde cu mare drag la aceste întrebări. Am și primit ajutor, să știi, scuză-mă că sar așa în conversație de la cum e aceea, vorbești neîntrebat. Am primit chiar sprijin de la platforma mquest.ro, care este o platformă de lecții digitale create de
o comunitate de profesori de matematică, pentru că matematica are dificultăți în România, n-a fi predată într-un mod plăcut copiilor și pe înțelesul lor. Și iată, această platformă este pusă la dispoziția celui sau celei sau echipei câștigătoare pentru a putea crea și acolo conținut digital pentru a contribui în platformă și probabil vom comunica și acest sprijin în zilele următoare. Le urăm mult succes. Deci mai vine sprijin care... așa, mai da, vin da, oameni da. Care vor să... E ca la supa de pietre, mai pun și eu ceva, mai aduc și eu ceva și până la urmă va ieși ceva hrănitor și bun din care se pot folosi mai mulți și profesori și comunitatea educațională în general. Bun. Are o vorbă Ioana Șurubaru, cunoștința noastră comună, că până mâine mai sunt 5 zile. Așa că haideți. Doamne ajută! Nici nu știu ce ai spus. Sper că până mâine mai sunt 5 zile, da. Să trecem mai departe și să ne concentrăm pe omul din fața mea. Vreau să te întreb, Oana, care este prima ta amintire? Legată de orice? Da, ce ți-aduce aminte? Prima mea amintire e legată de două blocuri care erau așa de apropiate, unde am copilărit-o prima dată. Și pe acolo treceam, era o alee mică, mică, mică. Și îmi plăcea foarte mult strâmtoarea aceea. Am amintiri, chiar am amintiri și de la creșă, dacă vrei să știi, dar nu wow. Despre creșa mea, ci despre când o duceau pe sora mea la creșă, dar știu că am făcut și eu creșa aceea la Bacău. Am amintiri la primul loc unde am locuit, prima grădiniță, am câte ceva. Mm-hmm. Am amintiri, multe amintiri de la școală. Eu am fost o școlăriță prin definiție. Și mi-a plăcut școala, îmi plăcea, sigur, pentru era un univers foarte valoros la vremea aceea. Eu am făcut școala primară în anii 80, ultimii ani anilor 80. Și încă se întâmplau multe lucruri la școală și pe stradă și în cartier. Deci am copilărit frumos așa. Mi-aduc aminte de zăpadă, pentru că uite, anul ăsta am dus lipsa zăpezii în București, deși toți șoferii de Bolt zic mai bine că nu. Dar da, mi-aduc aminte de bătăile cu zăpadă, de cazemate, de niște tentative de igluri, de niște schiuri improvizate. Da, am multe aminte. Spuneai că ai fost o școlăriță prin definiție, deci ai fost un copil foarte cu minte, presupun, și silitor. Da, nu știu, cu minte. Cred că m-am conformat, adică eram ascultătoare așa. Am avut tendința să fiu copilul bun așa și să încerc să corespund acestei definiții. Da, dar de învățat n-am avut o memorie din asta de elefant. Deși toată lumea spune acum că știu foarte multe lucruri, dar toate lucrurile pe care le știu mi le amintesc pentru că sunt foarte legate de ele. Și lucrurile de care nu mă simt legată nu trec testul memoriei mele. Am învățat pentru că eram curioasă și sunt în continuare o fire curioasă și cred că am această înclinație de a învăța. Sunt dornică să explorez, să-mi extind orizontul, să explic lucruri. De asta nu mă las până nu ajung la fundul lucrurilor, ceea ce uneori ia mai mult timp ca să faci lucruri, dar nu-mi place să fac lucruri care nu au sens pentru mine. Și atunci, da, studiez, caut, da, văd imediat dacă lucrurile se repetă, dacă sunt idei noi sau nu. Și cumva faptul că am această capacitate de analiză, Raluca, Dumnezeu să o ierte, spunea despre mine, capacitate de indexare ca Oana n-are nimeni, m-a amuzat foarte tare, pentru că mă duceam la ea și îmi plăceau lucruri și spuneam, ce faci cu obiectul ăsta, dă-mi-l mie, și spuneam, nici nu-l vedeam, deci că nu veneai tu. Deci am această capacitate, cred eu, și un talent al meu de a vedea lucruri care par să nu aibă importanță, dar pentru mine capătă un sens și imediat le leg repede lucrurile, deci conectivitatea aceasta de informații care îmi permite să am o abordare integrată și mai de spectru mai larg.
Și da, să știi că de multe ori am luat note mari în școală pentru că tocmai datorită acestei capacități de integrare, nu așa de mult de spus lucrurile ad literam, cât de legat lucrurile între domenii și profesorii mei apreciau lucrul acesta. Iar când era vorba de reprodus din cărți, întotdeauna luam note mici, mă panicam la lucrările de control, nu eram bună pentru că nu puteam să învăț așa. Însă când era vorba să leg lucruri, să aibă sens, să știu de ce chestia e legată cu cealaltă și de ce așa și așa, lucrurile acelea întotdeauna mi-au adus succes și cred că mi-au adus succes și în viață, pentru că sunt un conector până la urmă și domenii și de lumi și cred că mă simt bine în intersecția asta. Îmi permite să am un orizont foarte larg, foarte amplu, să văd și îmi permite să fiu puțin vizionară, ceea ce fiecare om cu locul lui în lume, s-ar putea ca asta să fie locul meu. Iar mai departe, lucrurile ca vizionară nu cred că le fac singură, adică în cele mai multe situații lucrez cu oameni, cu echipe. Și asta iar este un lucru care ne lipsește în educație, colaborativitatea, colaborarea. Și aș vrea să cred că prin felul în care fac lucruri alături de oameni din educație pot să dau măcar un exemplu, nu la ideea de model, dar cumva se pot face lucruri împreună dacă vrei, dacă se găsesc și formulele de exprimare și căile cele mai potrivite. Și eu și Raluca, precum și alți oameni din acest univers, suntem oameni care am crezut sau credem în procese, credem în acest timp pe care îl dai ca fiecare om să se exprime, să-și spună perspectiva, punctul de vedere. Soluția pe care o caut eu și pe care nu o găsesc de mintea mea, poate că e la altcineva, s-au conectat acolo neuronii, poate ar face bine să ascultăm un pic. Suntem și niște oameni nevorbiți, neascultați, nevalorizați, așa o traumă permanentă, dar dincolo de asta, în fiecare dintre proiectele în care am fost și sunt implicată, lucru care aduce succes este această punere împreună, care necesită într-adevăr să-i dai voie și celuilalt, să cedezi idei tale, să se construiască o altă idee dintr-o bucățică de la tine și o bucățică de la altul. Ce gând frumos e acesta, să ascultăm un pic mai mult și să cedăm din, aș spune un orgoliu, să cedăm din orgoliu ca să putem să facem o idee mai bună. Mințile noastre poate că nu sunt tot timpul cele mai bune și cele mai potrivite în diversele contexte pe care le înfruntăm. Aș fi vrut să te întreb, spuneai despre cum înveți și cum corelezi tu informațiile. Sunt foarte curios ce cărți citea Oana în tinerețe, în liceu. Păi în tinerețe am citit Cireșari de vreo câteva ori. Citeam și romane polițiste, citeam literatura de la școală, Rebreanu, Sadoveanu, am citit literatura, nu scăpam la pedagogic și făceam literatura, aveam literatură universală la liceul pedagogic și păstrez o amintire foarte plăcută profesoare mele de literatură universală, doamna Huiban, care este neschimbată, la fel de tânără și drăguță și era fascinantă, și literatura pentru copii, aveam o disciplină care se numea literatura pentru copii. Și analizele pe care le făceam împreună cu dânsa pe marginea cărților de literatură universală erau excepționale, mi-au rămas la suflet până ziua de azi. Și noi am avut așa bucuria să facem revederi și la 10 ani și la 20 de ani de la încheierea liceului și ne-am întâlnit. Și toate fetele, toate colegele mele ne-am dus la dânsa să-i spunem cât de mult ne-a rămas în memorie, ne-au rămas aceste lecturi. Și știu că ne mergeam la biblioteca județeană, unde este statuia lui Bacovia, pentru cărți. În anii 90, când am urmat liceul, nu apăruseră încă atâtea cărți de literatura de specialitate pedagogică, deci cumva eram limitate la manualul de pedagogie. Însă aproape că mă gândesc acum că de fapt această parte de literatură și la română și la limba și literatura română, dar și la literatură universală și tot ce făceam, era o pregătire excepțională care
aveau și o componentă pedagogică, nu zic câtă poezie citeam atunci. Ceea ce, mă rog, am oarecare frustrare când vine vorba de lecturile copiilor mei, că tot timpul am impresia că nu citesc ce citeam noi. Și da, nici nu prea erau multe alte activități. La liceu presiunea era destul de mare, adică trebuia să ții un ritm foarte intens. Plus că ne plăcea foarte mult, nu puteam să nu citim, pentru că vreau să ne implicăm la analize, la discuții. Și citeam împreună, aveam un grup de colege și citeam împreună, ne antrenam în a parcurge aceste cărți. Și da, încurajez. Da. Cred că de la lecturile acestea așa și formează vocabularul. Evident că asta spune și literatura de specialitate, nu este un secret. Dar vreau să spun că în liceu lecturile acestea foarte variate și foarte bogate ne-au determinat să ne îmbogățim capacitatea de exprimare a gândurilor, a emoțiilor, a stărilor. Iar eu, mă rog, cred că sunt așa, cum se zice, inteligență lingvistică, nu? Îmi plac vorbele și îmi place să fie exprimări nuanțate, țin mult la nuanțe, la definiția termenilor, ce vrei să spui cu un anumit termen. Clar, nu se mapează la fel pentru toată lumea. Deci procesul acesta de comunicare e destul de amplu. Și da, a meritat. Deci citiți. Știu că spuneai despre, adică ai spus despre profesora ta că încă pare la fel, e neschimbată după atâta timp și stau să mă gândesc, inclusiv eu la învățătoarea mea, de exemplu, mă tot întâlnesc cu dumnea ei în oraș neschimbată și au trecut 10-12 ani și probabil că profesorii pe care i-am în jur, toată lumea spune despre ei că sunt neschimbați. Elena Lotrean la început spunea despre tine că de 20 de ani ești neschimbată. Mă gândesc, cred că e un secret al profesorilor care rămân tineri, veșnic cumva, această generație care nu se schimbă și e frumos. Ne ține și apropierea de generația tânără. Probabil că da, da. Contactul cu ei și contactul cu universul acesta al studenților care ei. Noi acum la Științele Educației avem și studenți de vârsta a doua care își schimbă cariera în mijlocul vieții, dar rămânem bine. Probabil că rămânem așa cum se gândesc studenții la noi. Exact. Spuneai și de studenți și spuneai și de liceul pedagogic pe care l-ai urmat. Cum ți-ai dat seama că vrei să activezi în educație, să fii profesor? E o vocație. Știi, când ești mic și te joci cu lucruri. Eu mă jucam de-a școală. Eu m-am jucat de-a școală tot timpul. Mama mea a fost educatoare. Mama mea lucra acasă, decupa, făcea planificări, făcea proiecte, își dădea grade. Dar cred că e o chemare. Adică e ceva din vocație. Pentru că îmi plăcea, mă țineam de ea să mă ia la grădiniță, mama făcea naveta pe vremea aia, nu putea să ne ia. Întotdeauna am avut regretul că nu merg la grădinița în care mama mea este educatoare, dar mama mea era educatoare într-un sat lângă Bacău, la un număr de kilometri. Și am mers la grădinița normală de la oraș. Însă mi se părea fascinant ce făcea ea ca laborator de pregătire și de fapt cât de mult se pregătea pentru activitățile de-a doua zi. Avea coșulețe, spunea aici o să predau matematică, are nu știu ce. Deci se pregătea foarte mult și ne mai luam vacanță la grădiniță la ea și în vacanță vedeam ce face o grădiniță în vacanță, nu? Că era un copil, ce fac grădinițele în vacanță? Educatoarele făceau curat în dulapuri, reparau jucării, aruncau jucării, sortau, le puneau pe categorii. Deci era o rânduială așa care mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut foarte fascinant. Și nu am avut niciun dubiu că vreau să merg la liceul pedagogic, doar că mama mea nu a vrut ca eu să merg la acest liceu. Să știți că această poveste este povestită într-un alt podcast, n-aș vrea să mă repet foarte mult și să iau din timp. În podcastul cu profesor Fericiți am povestit despre cum am dat la liceul pedagogic, bine?
ca să recuperez și ca să nu mă repet. Cert e că mama nu a vrut ca eu să dau la liceu pedagogic, pentru că a spus că aș fi bună de avocată și să dau la un liceu teoretic să fac, pentru că aveam acest simț al limbii și vorbeam mult și scriam mult și citeam mult și totul era legat de verbal. Și a zis că ar ieși o avocată din mine, doar că eu când am auzit de avocat m-am gândit automat la apăra oameni răi. Nu m-a dus gândul că aș putea să apăr și oameni vinovați. Și am zis că nu vreau să fiu avocat, mi se pare ceva foarte urât să aperi niște răufăcători. Și atunci tatăl meu a spus că e frumos pentru fete să urmeze pedagogicul și mi-am urmat. Mi-au lăsat mie decizia, au zis să mă decid eu și eu am ales să merg la liceul pedagogic. Deci nu am avut niciun dubiu. Dubiul a fost apoi cu facultatea, pentru că toată lumea mergea ba la psihologie, ba la drept, deci se schimbau rutele. Unele fete, ne-a fost o clasă foarte mare, unele fete n-au schimbat și sunt învățătoare și sunt, cred că, foarte bune, adică și țin legătura cu ele. Sunt foarte bune, foarte apreciate. Noi am fost parte într-o școală de pedagogic foarte bună, foarte sistematică, structurată și datorez formarea mea acestui liceu. Iar eu m-am hotărât să dau la psihologie și împlinindu-mi așa o nefericire, pentru că ratasem Olimpiada Națională de Psihologie și ca să-mi arăt eu mie că merit să mă duc la psihologie, am vrut. Dar am avut așa o intuiție, deci cu o lună înainte de admitere am renunțat la gândul acesta, pentru că tot primeam, am spus, dar tu ești așa de bună la pedagogie, de ce nu dai la pedagogie, ți-ar fi mai ușor? Și eu dădeam la București, toată lumea de la Bacău dădea la Iași și era și o chestie de asta geolocal. Și eu vreau neapărat să dau la București și atunci, nu știu, într-o inspirație, mă rog, am fost și foarte credincioasă, m-am rugat, vă spun sincer, foarte mult, ce să fac. Și cumva am avut o intuiție că trebuie să dau aici și cred că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Aceasta este una dintre deciziile care mi-au schimbat viața în mod favorabil. Universul educațional era fascinant deja și explicația cu care m-am mers în această decizie a fost că degeaba știi și cunoști un om prin psihologie dacă nu poți să modelezi acel om și nu poți să-l sprijini ca acele calități, acel profil al său de personalitate, acele inclinații și aptitudini nu se capitalizează, iar acest lucru se face numai prin educație, numai prin formare și numai prin un mod sistematic de a educa. Și atunci eu nu am avut niciun regret niciodată că nu am dat la psihologie. Am citit psihologie și sociologie, eram cumva la noi, așa se chema facultatea și aveam cursuri comune. Iar un câștig pe care l-am avut în primul an, erau multe cursuri comune și de sociologie și de psihologie. Deci nu consider că îmi lipsește din pregătirea mea. Și cam asta e povestea, pentru că ți-am spus să nu spunem povești, dar ai insistat, ai vrut neapărat, ce să-ți fac. Asta e. Cum să nu? Poveștile sunt lipiciul care ne unește viețile. Eu așa am spus întotdeauna și sunt martor, de fapt, la povești spuse și auzite și care au lăsat un impact. Și, de fapt, Paulina Podcast este o poveste. Și e o poveste care, exact ca floarea de lotus, poate că a pornit dintr-un eveniment mai nefericit, dar a ajuns, ca orice alt proiect, Paulina, o poveste frumoasă într-un final. Și e o poveste totodată care unește profesori, așa ca tine, dar ce ești tu, de fapt, este un profesor de viitor profesori. Și știu că ești lector, universitar, doctor și sper că nu am greșit, că eu întotdeauna greșesc chestia. Doctor, dar nu medic. Doctor, dar nu medic. Lector universitar, doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București și titular al cursurilor Teoria și Metodologia Evaluării Educaționale, Managementul și Evaluarea Programelor Educaționale și Pedagogie Socială. Am spus bine? Pedagogie socială nu mai predau acum. Nu mai. Bine. În educație non-formală. Deci am acest curs de educație. Chiar asta a fost examenul. Educație non-formală și dezvoltare comunitară. E un curs pe care chiar eu l-am introdus și sunt foarte încântată că această inițiativă de acum câțiva ani a fost așa bine primită în departament.
Și cursul de la master, un cluster de master, de fapt, de managementul și evaluarea programelor educaționale. Da, okay. Că eu îmi imaginez tot timpul și le spun studenților că, în primul rând, vreau să învețe și să fie studenți la științele educației cu gândul că ar deveni miniștri educației. Aceasta este perspectiva pe care o le dau. Deci, când termină, ar trebui ca, dacă ar fi numiți ministru al educației, ministră, să aibă mereu în minte între 3 și 5 măsuri pe care le-ar lua ca să îmbunătățească câte ceva în domeniul educației. Perspectiva pe care îmi place să le dau este să vadă sistemic, dar asta e pentru că, mă rog, așa e chemarea mea și am și o voie să-mi pun accentul personal asupra felului în care îmi țin cursurile și asupra perspectivei pe care vreau să le dau studenților care merg în parcursul nostru de studii. Deci trebuie să gândească sistemic, ca și când ar fi, chiar dacă vor fi profesori. Deasupra profesorului este un director, deasupra directorului este un inspector. Deci el nu este singur pe pământ dacă este în clasa aceea. Trebuie să conectezi lucrurile la nivel de sistem. Și cred că formezi mai mult decât profesori. Uneori nu e în sensul, pur și simplu mă gândesc că absolvenții noștri ar trebui să aibă roluri de suport în sistem, manageri de programe educaționale, evaluatori de programe, acești formatori, consilierii școlari, nu, pentru că avem o rută de pregătire în direcția aceasta. Cercetători în științele educației, nu, pentru că ducem lipsa și, din păcate, piața muncii din domeniul educațional e destul de restrictivă când vine vorba de a pune roluri pe sau profesii sau ocupații, titluri de ocupații. Și atunci absolvenții noștri se duc către profesorat pentru că este eticheta care se vede cel mai mare din sistem. Ce mă pot face în sistemul acesta? Mă pot face profesor în primul rând. Aș zice că nu în primul rând, adică cel puțin studenții noștri de la științele educației, da? Pentru că sunt departamente de formare a profesorilor, avem pe IPP pentru formarea profesorilor de învățământ preșcolar și primar. Noi avem 60 de studenți și cred că, așa aplicând și procentele de cât pierzi, cât rămâne, cred că ar trebui să facă cumva altceva pentru sistem, să fie în agențiile de asigurare a calității, în agenții de evaluare de curriculum. Cumva am o perspectivă mai mare despre unde ar fi bine și unde ar fi potrivit să meargă, știind ce am gândit noi în parcursul lor, cum am construit planul de învățământ, cum este construit narațiunea aceasta științifică și care îmbină știința și teoria și practica până la urmă cu masterul, cu filiera aceasta de formare, cu filierele de formare. Da, și fac asta. Acum am preluat anul întâi tocmai ca să pot să fac mai mult asta. Și le-am invitat oameni din sistemul educațional să vadă mai multe roluri, mai multe posibilități de acțiune, mai multe posibilități de a fi profesionist în acest domeniu. Și da, eu mă gândesc cu zi. Foarte tare, da, o perspectivă mai clară le oferi pe, invitând oameni și aducându-i în sala de clasă sau în sala online de clasă timp, da. Pentru că ai povestit la început despre firea ta colaborativă și menționai că și Raluca era din aceeași categorie, bazată foarte mult pe colaborare, vreau să, și pretând evident aceste cursuri cu tematica evaluării și metodologiei evaluării didactice, vreau să te întreb cât de mult accent trebuie să punem în evaluare pe colaborare, cât trebuie să punem pe competitivitate. Știi că e fenomenul ăsta de goană după note, toată lumea se întrece cu toată lumea. Care este soluția în a stopa această fugă irațională până la urmă? Păi, cât timp ai? E o poveste lungă asta. În mod evident există un cerc vicios care cumva continuă să genereze același fenomen al presiunii pentru note.
De curând am avut această discuție că, de exemplu, a scăzut foarte mult presiunea numărului de note odată cu pandemia. Există această regulă de notare, numărul de ore plus încă una. N-aș putea să spun de ce și de unde a venit această regulă. Și dacă nu știm de ce, apropo de cauzalitate, dacă nu știm de ceul, de ce această regulă, care e fundamentul ei? Există o formulă, a găsit cineva această formulă magică, da? Că trebuie să fie numărul de ore plus încă o notă. Faptul că a scăzut și avem medii cu două note, minim două note, ceea ce înseamnă că pot să fie și trei, lasă mult mai multe posibilități pentru profesori de a evalua elevii într-un alt ritm și de a scădea presiunea că odată la două, trei săptămâni profesorul mă ascultă. Profesorul mă ascultă în fiecare oră, mă vede în fiecare oră. Dacă e atent, poate să-și ia informațiile de care are nevoie în fiecare moment. De regulă, eu stau, printez o listă cu studenții, de exemplu, și notez când cineva intră în dialog cu mine, are o întrebare interesantă și marchez întrebări interesante. Adică eu pot să-mi coleg aceste date fără să dau examene parțiale sau un proiect deștept făcut. Deci sarcinile de evaluare sunt foarte banale. Sunt banale și îi plictisesc pe copii, nu se simt provocați. Nu cu exerciții mai grele, ci cu modul de punere a problemei. Da? Faptul că dau un exercițiu mai greu nu este neapărat mai provocator, cât modul în care pun problema. Da? Uh-huh. Și aici văd multe, multe posibilități prin care de fapt ai putea. De asemenea, a face notele mai discrete. Și a transmite un timp elevilor, poți să le pui notele într-un catalog electronic, dar lor să le dai niște descriptori sau să le dai nota inclusiv însoțită de descriptor. Asta ai putut, asta ai reușit și asta trebuie să, sau ai de lucru la asta. Și mai ales trebuie să însoțești cu un feedback, adică să spui ca să poți progresa la nota sau la nivelul acesta. Că nu e așa nota, nota este o etichetă în realitate, este o etichetă prin care comunicăm un tip de performanță. Problema e că noi am uitat performanța din interior. Este ca și cum eu mă folosesc de borcanul pe care scrie nouă, dar eu nu mă mai uit la ce este în borcanul acela. Noi operăm cu niște borcane care au niște etichete, dar de fapt nu ne mai uităm la ce înseamnă borcanul acela. Când am atât în borcan de nouă, ce este acolo? Păi uite, este capacitatea. Citești bine, ai înțeles ce ai de făcut, ai început bine, ai respectat primele două, trei etape, dar uite aici ai pierdut. Dacă e o chestiune, poate să fie de atenție, poate să fie de folosire slabă a unei formule sau eu știu eu. Și asta cred că și pentru că, într-adevăr, sunt două paliere. Una este dinamica clasei. Da? Și întotdeauna vorbesc despre faptul că profesorii nu reușesc să intre în fluxul, în dinamicii clasei. Ce se întâmplă acolo? Care e preocuparea elevilor? Unde este atenția lor? De ce nu este atenția lor la oră sau la profesor? Și atunci profesorul ignoră această dinamică. Faptul că elevii sunt preocupați de jocuri, faptul că poate au probleme emoționale, faptul că poate sunt stresați de un examen, de necunoscut, de pandemie, de sunt și, adică și elevul este tot un om. Și eu am un principiu, că știu că discutam și vreau să mă întreb de principii. Principiul principal este ce ție nu-ți place, altuia nu face. Nici elevului din fața ta nu-i fă. Dacă ție nu ți-ar plăcea să te trateze directorul tău, soțul tău, prietenul tău, așa, nu-l trata nici tu pe elev. De unde presupui că dacă ție nu-ți place lucrul ăla, dar trebuie să-l faci altcuiva? Da? Și profesorii, pentru că nu știu să intre în această dinamică, nu știu să intre în contact cu elevii, nu știu, unii dintre ei, atenție, nu generalizez, da? Deci unii intră foarte bine, adică eu știu foarte mulți profesori care au nicio problemă, intră cu elevii, vorbesc, conectează ușor. Și sunt profesori care par să fie complet depășit. Domnule, elevii sunt în altă lume, dar eu mă duc și îmi predau materia. Și ăsta e al doilea palier, predarea materiei, cum se spune. Scopul nostru educațional nu este predarea materiei, scopul nostru educațional este că acești elevi să fie capabili să facă ceva ce nu știau să facă la începutul anului. Niște calcule mai complicate, o proiectare de ceva mai complicat, să explice ceva ce nu știau să explice. Predarea este o parte din poveste, este un instrument, o cale, calea numărul unu, să zic, o predare. Nu, și nu se poate, pentru că, din nou, chestia asta disociată, că este ori-ori,
Ori predare, ori învățare. Nu este predare, învățare. Așa, deci așa se cheamă, dintotdeauna. Noi nu avem nevoie să reinventăm pedagogia. Eu nu văd nimic ce trebuie să scrii nou în pedagogie. Vă spun foarte serios. Deschideți orice carte, de la Spiru Haret încoace. Mihai Eminescu, că tot a fost. Deschideți comentariile lui Mihai Eminescu. Același lucru. Procedură, da. Pragmatism, da? Orice. Uh-huh. Niciodată n-a scris că elevul trebuie să se simtă numai bine sau elevul trebuie să facă numai nu știu ce sau profesorul trebuie să-și predea numai materia. Niciodată n-a fost vorba despre ori-ori. Tot timpul a fost despre și-și. Și-și. Și să mă simt bine la oră și să învăț ceva greu. Și să fiu provocat și să pun întrebări. Și să scriu și să fac ceva interesant. Nu este. Toți elevii trebuie să scrie. Nici noi nu facem zile bune, zile proaste. Ok, dar copiii au mai multe zile proaste la rând. Avem o problemă, trebuie să aflăm ce-i macină. Da? Da. Și după aceea, tot timpul, a doua, o altă chestiune este oricine altcineva este de vină. Deci s-a ajuns la ceva excepțional. Tocmai ce am avut o discuție. Metodistul mi-a cerut să fac, inspectorul mi-a cerut. Acum a dat Dumnezeu că inspectorii ăștia sunt tot felul de oameni care au fost pe la tot felul de cursuri, sunt mai tineri, s-a schimbat o întreagă generație. Nu știu unde o să se mai ducă. Ministerul, acum toată lumea dă în minister. E foarte bine, e foarte bine. Înțelegeți? Și știți că eu am abordarea asta. Ok, ok. Dar dacă nu poți să schimbi, ministerul nu poți, inspectorul nu poți. Nu-ți rămâne decât tu și cu clasa ta. Este universul în care nu-ți poate intra nimeni. Că știu atâția profesori care nu-și fac orele și nu se leagă nimeni de ei. Știu atâția profesori care jignesc elevii și nu intră nimeni să le spună nimic. Deci înseamnă că avem totuși un univers acolo, clasa de elevi, în care dacă vrei să faci ceva bun, poți să faci. Iar dacă nu vrei să faci ceva bun, iar din păcate poți să faci. Din păcate. Da. Da? Da, așa e. Câtă metodologie, câtă didactică, câtă teoria teoriilor. Dacă ceva e în regulă și elevii au atenția în altă parte, înseamnă că ceva este ceva greșit. Și că pot să recunosc ca profesor că trebuie să mă opresc puțin sau am nevoie să mă opresc, nu sunt o mare fan a cuvântului trebuie. Am nevoie să mă opresc un pic și să înțeleg ce mi se întâmplă. Și am mai povestit cazul ăsta, am avut o profesoară la un curs de formare continuă, care la un modul a venit și a zis, eu trebuie să plec de aici. Eu sunt complet depășită de fenomen. Îmi dau seama că nu înțeleg ce cu elevii mei. Și eu acum am nevoie să iau o pauză. Și femeia a plecat din curs și vă spun, n-a râs nimeni, n-a comentat nimeni, pentru că a fost un moment de maximă autenticitate când cineva a spus, eu acum trebuie să fac această pauză ca să văd ce este cu mine, cu profesionistul din mine, care nu mai înțelege fenomenul pe care îl are el de gestionat acolo. Și ce e important e de fapt să știm să ne oprim. Da. Și folosim evaluarea doar ca să-ți închid cercul, ca să nu rămân cu ideea în aer. Folosim foarte, sau este folosită foarte mult evaluarea pentru a... și așa un pic de conformitate. Dom'le, eu note am pus că... Dar la sfârșit știți ce? Analfabetismul funcțional, scrierea asta care, pe care o vedem pe toți pereții, incorrectă. La sfârșitul zilei, știți cum e, materia e predată, oamenii și-au făcut treaba, au plecat acasă toată lumea și totuși pe partea cealaltă copiii aceștia au foarte multe lacune în termen de capacitate de înțelegere, capacitate de decizie, raționament. Deci asta e tot. Nu vor putea lua decizii în viață pentru că nu au capacitate de a raționa, n-au repere, n-au criterii, nu înțeleg ideea de criteriu. De ce să fac ceva, de ce să nu fac altceva? Ce îmi spune aici? Ce este textul ăsta? Ce este cuvântul ăsta? Ce vrea să spună? Care-i sarcina? Ce am eu de făcut? Că de-aia sunt meme-urile alea cu... Știi? Ai terminat de explicat și studenții întreabă, ok, și noi ce avem de făcut acum? Pentru că ei nu înțeleg și trebuie să... alte cuvinte și alte cuvinte până când scazi și tot îți mai scrie cineva. Doamna, eu n-am înțeles ce... Dar asta și pentru că atenția lor este în altă parte, prioritatea lor este în altă parte, pentru că unde e atenția, acolo este mintea.
Evident, da. Foarte valoros ceea ce ai spus tu și eu mă simt ca la facultate aici, notez la fiecare episod. Sunt un student silitor, probabil și pentru că invitații mei sunt profesori și probabil am eu așa în subconștient o mică traumă, dar întotdeauna sunt foarte atent la ceea ce spuneți și mi se pare valoros și îți mulțumesc mult. Ne apropiem de finalul acestui Da. podcast. Vreau să începem cu rubrica Cuvânt pentru cuvânt, în care eu îți ofer un cuvânt, iar tu îmi vei oferi primul cuvânt care îți trece ție prin cap atunci când îmi auzi cuvântul meu. Ai înțeles? Totul bine? Bun. Familia. Căldură. Profesor. Grijă. Dragoste, Iubire. educație, Viitor. viață, Bucurie. training, Dezvoltare. determinare, Împreună. copii, Gălăgie. La mine acasă, mai trecut, puțin. da, trecut. Trecut. E un cuvânt. Amintiri. Căutam alt cuvânt, dar nu-mi vine acum. Viitor, Potențial. potenția. Îți mulțumesc mult. Vreau să mai avem o scurtă discuție despre școala de vară Paulina și despre ce s-a întâmplat în august în 2021 și ce se va întâmpla în august în 2022. Știu că ai fost foarte implicată în povestea cincilea element educația, unde ai și susținut un atelier cu profesorii care au fost prezenți la continuarea școlii de vară Paulina. Ce le-ai povestit atunci? Mi s-a cerut un atelier din toate atelierele mele. A fost foarte amuzant. A zis, ține-ne un atelier cum știi tu, Oana, să ne schimbi pe noi. Și era sfârșit de august, început de... Urma să înceapă școala. Și le-am zis, uite, mergeți la școală și intrați în cancelarie. Ce aveți de gând să faceți diferit anul acesta? Și de acolo a pornit atelierul cu profesorii despre faptul că prima dată și prima dată și prima dată, indiferent ce schimbare vreau să fac în lume, o voi face eu prin propriul meu comportament. Și ce a fost diferit a fost că am făcut așa niște exerciții foarte concrete despre cum arată intrarea în cancelarie, cum rămânem în eu și cum rămân în capătul meu de relație. Și cum pot să, două lucruri am făcut despre comunicare, să evităm să vorbim foarte mult în nu. Oamenii foarte, adică sesizez și profesorii au această adresare foarte încărcată de negativ. Și o văd și la studenți, că tocmai ce am dat un feedback astăzi. Scopul este nu de a, ci de a. Păi, hai să afirmăm mai întâi, înainte de a nega ceva, hai să afirmăm ceva. Deci să trăim mai mult în afirmație. Mai mult în ceea ce vreau să fac, mai mult în ceea ce sunt, mai mult în ceea ce pot și mai puțin în ceea ce nu pot, ce nu sunt, ce nu-mi iese. Asta ar fi un aspect și am făcut niște exerciții legate de cum să le evităm pe nu. Și da, Ana, ok, o să spun și pe asta cu prăjiturile. Și apoi a fost despre cum să evităm această normativitate excesivă din pedagogie cu acest trebuie, profesorul trebuie și elevul trebuie și nu trebuie. Adică trebuie, dar oricum nu contează pentru că oricum nimeni nu face nimic, deci nu trebuie. Înseamnă că dacă nu se întâmplă, înseamnă că de fapt ele nu trebuie. Și atunci ele sunt alegeri și hai să-i ducem pe oameni în această capacitate de raționament conștient. Eu aleg acum să fac lucrul ăsta. De curând mă întreba un coleg la birou cum să mai fie om bun, nu știu cum mi-a zis, cum să mai fie om bun, Oana, uite ce situație mi-a venit așa foarte brusc că de fapt a fi om bun este o alegere, aleg să fiu om bun, în ciuda orice aleg să fiu om bun, este o alegere pe care am făcut-o și am terminat cu povestea asta și Prăjiturile copiilor? imediat, da, 8 fix, da. Da, și a treilea lucru pe care l-am făcut a fost acesta cu prăjiturile. Asta e o metaforă de care eu m-am folosit într-un curs, și anume faptul că atunci când intrăm într-o cofetărie și mâncăm prăjituri, nu știm neapărat ce este în laboratorul din spate. Nu vedem tot acest laborator în care se fac aceste prăjituri și că atunci când suntem la școală,
Noi, profesorii, suntem ca niște cofetari, că noi, de fapt, avem nevoie de această ieșire la servire, la teșghea, în care copiii consumă de la noi experiențele noastre de învățare ca pe niște prăjituri, dar noi avem foarte mult timp nevoie să petrecem în spate, în laboratorul cofetăriei, acolo unde aceste experiențe de învățare sunt construite, unde facem designul experiențelor, și că profesorii nu ar trebui să facă lucrul acesta singur. Și așa cum într-un laborator se lucrează colaborativ și cofetăresele lucrează împreună, și în cancelarii profesorii ar face bine să aleagă să lucreze împreună la proiectarea unei lecții. Nu cu teama că, aoleo, să-mi țină lecția mea, pentru că eu n-am văzut două lecții să semene la fel, n-am văzut două traininguri și vă asigur că lucrez cu rețele de formatori care țin design-uri și sunt și o parte din rețeaua Erasmus și lucrăm după același design și cursurile noastre nu seamănă niciodată unul cu altul, deci să nu vă fie teamă că țineți aceleași proiecte de lecție, dar să fie gândite împreună de voi, să fie munca voastră colaborativă. Asta e treabă de laborator și apoi fiecare se duce și își servește copiii cu prăjituri, adică cu aceste experiențe de învățare care îi ține pe copii în cofetărie, care îi face să vrea mai multe prăjituri și să vină la cofetarul acesta pe care îl știu ei că fac prăjituri bune. Și Ane, i-a plăcut foarte mult această metaforă și m-a rugat să, da, neapărat să fac asta cu profesorii. Foarte frumos, da. Și mie îmi place foarte tare metafora și mi-a deschis o nouă întrebare pe care aș vrea să o am și o să și închidem cu asta. De fapt, nu e o întrebare cât o provocare și nici nu o să te întreb dacă o accepți, pentru că sunt sigur că o vei face. Pentru bursa profesorului digital, cum i-ai motiva pe oameni printr-o metaforă să se înscrie? Ce este bursa profesorului digital? Este ca o coroniță, este ca un ecuson cu inima Paulinei pe care un profesor ar pune-o pentru el, să spună că este și el înaintea vremurilor, să spună că și el este un profesor digital, un profesor care își construiește singur resursa și nu neapărat o consumă din resursele existente, pentru că sunt platforme, sunt disponibile foarte multe resurse, dar e un profesor care alege să se tragă într-un colț și să lucreze el la o prăjitură a lui, dacă vrei, și apoi să o servească și să o pună acolo pe teșghea alături de celelalte prăjituri, încercând să creeze, iată, o nouă alegere în meniul de aplicații, de resurse existente, pentru că eu cred că fiecare are o voce și în educație nu e așa de mult despre a cui e vocea mai tare sau mai sus, este despre cum vocile noastre, fiecare în pătrățica în care arăm, fiecare într-un câmp uriaș, nu cred că reușim să cuprindem acest câmp și atunci fiecare în pătrățica lui reușește totuși să pună acolo o voce către un public care poate are nevoie să audă lucrul acela, să consume lucrul acela, în cazul acesta o aplicație, o resursă educațională. Și noi am vrea să dăm voce acestor inițiative tăcute care nu își găsesc loc atât de ușor. Raluca râdea zgomotos, probabil că știți zâmbetul ei și noi o iubeam și cred că asta ducem lipsa foarte mult acestui râs din tot sufletul, bucuria cu care ea a trăit. Și poate că aș vrea ca un profesor să râdă așa din tot sufletul și să se bucure de ceea ce face cu sprijinul bursei profesorul digital. Ne-ar aduce pe Raluca un pic mai aproape. Exact, da. În bucurie și în recunoștință pentru tine, Oana, că ai acceptat astăzi să fii alături de mine, încheiem și acest episod din Paulina Podcast. Eu am fost Șerban Suciu, alături de mine Oana Moșoiu. Mulțumesc foarte mult! Invităm și săptămâna viitoare sau data următoare când vom face Paulina Podcast să fiți alături de noi, să aflați povestea unui Anton care a decis să lucreze o bucățică dintr-un câmp mare și să o facă frumos. Și îți mulțumesc tare mult, Ana, pentru ceea ce ai spus în seara asta, foarte valoros, foarte frumos. Încurajăm pe toată lumea să se înscrie la bursa profesorul digital și să acceseze acest program care poate să ne-o aducă pe Raluca mai aproape, nu? Da, să ne țină aici aproape, da, de noi. Mulțumesc și eu, Șerban, pentru invitație. Vă invit să candidați, mai sunt multe zile. Și bucurați-vă de profesorat, de copii, de școală, de învățare, de educație. Și de Paulina People. Mulțumesc, exact. O seară bună. O seară frumoasă.